Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 114 ediție de analize economice, un proiect comun IDIS Viitorul și Privesc EU. Toate celelalte ediții le puteți urmări pe paginile IDIS Viitorul, Privesc EU sau pe pagina mea ioniț.md. Astăzi este 1 septembrie, felicit toți copiii care merg la școală, toți studenții care merg la facultate și pe noi toți părinții care îi petrecem bucuroși la școală. Am considerat că ar fi bine ca în această zi specială să vorbim despre învățământul preuniversitar, despre universități am vorbit acum două luni de zile, puteți găsi în una din edițiile anterioare, dar astăzi vreau să discutăm, este pentru prima dată când discutăm, învățământul preuniversitar sau învățământul primar și secundar general, unde câți copii avem noi, cât învață ei și chiar dacă este o zi așa mai festivă, totuși am să atrag atenția la trei probleme de bază care frământ acest învățământ și care trebuie rezolvate într-o formă sau alta. Haideți să începem pentru a felicita cei circa 35.500 de copii care pentru prima dată merg în acest an în clasa 1. Deci asta este prima, trebuie să le spunem. Vreau să, dacă vă uitați atent în grafic, aproximativ de 15 ani, noi mai mult sau mai puțin avem același număr de copii care merg în clasa 1. Totuși, acum am să, ca să nu sărim mai departe, deci, practic, demografic vorbind, acum avem o stabilizare, în următorii ani, din nefericire, vom avea o scădere și numărul copiilor care vor merge în clasa 1 vor scădea, dar chiar dacă avem o stabilitate, totuși aici avem prima problemă despre care acum vom vorbi. Dacă ne uităm la dinamica elevilor în instituțiile de învățământ, anul record a fost 1990-91, exact anul în care eu am terminat școala, 743.000 de copii mergeau atunci la școală și erau doar 10 clase pentru cei care nu țin minte. De fapt a fost introdus 11 clase, dar formal vorbind am învățat doar 10 clase atunci. După aceasta am avut o scădere continuă până în 2015, atunci mă veți întreba cum este posibil că la noi din 2010 numărul de copii care intră la școală este mereu același, dar în aceeași perioadă a scăzut puternic numărul de copii care învață și aici trebuie să venim cu primele două explicații. Da? Din 2010 în 2010 am avut 396.000, pe urmă 334.000, în condiția că numărul de copii care intrau la școală în fiecare an era 35.000. Aici sunt două explicații. Prima este sistemul de bacalaureat, deci copiii în acea perioadă am avut chiar vreo 2 ani de zile când numărul copiilor care absolveau nouă clasă și mergeau la mai departe să-și continuă studiile, continuă studiile liceale, a scăzut destul de puternic. Dacă în mediu acum avem 43% din copii merg să facă liceu, am avut la început, nu erau licee, erau similar cu liceul, clasa a 10, a 11, a 12, mergeau 55%, în acea perioadă am avut vreo 2 ani când mergeau sub 40%, 35% din copii. Și asta a redus cumva numărul de copii. Și doi, acum încerc să fac niște estimări, poate cu următoarea ocazie vom veni cu mai multe detalii, dar copiii intră la școală și pe parcursul anilor de studii părinții iau peste hotare. Numărul total și exact de copii care au plecat peste hotare, acum încă nu sunt gata să-l dau, dar cu certitudine, într-un viitor apropiat, vă voi da. Haideți să vedem care este prima problemă. Dacă ne uităm, atent, din 2015 până în prezent, numărul de copii în școli, în acest an ales tipăm undeva la 333.000, 334, aici nu e mare diferență, deci noi avem timp de 8 ani de zile, 9 ani de zile, 334.000 de copii, deci s-a stabilizat, numărul de copii în școli nu scade. Ar părea că trebuie să ne bucurăm. Ne-am fi bucurat dacă n-ar fi un fenomen, și anume migrația internă. Noi în prezent ne confruntăm cu un fenomen destul de puternic, migrația internă, și migrația internă are loc pe două dimensiuni. Migrația tinerilor spre municipiul Chișinău și Bălți, unde noi avem nașteri de copii, deci copilul, formal vorbind, care trebuia să nască într-un raion careva, să zicem, Telenești, ne sporim că este au cele mai mari probleme, el s-a născut la Chișinău, deci ambii părinți sunt din satele acestea, din raioanele acestea, el s-a născut la Chișinău și merge la școală la Chișinău și chiar copiii deja născuți, părinții emigrat, tot copii,
La liceu vin aici la Chișinău și avem următoarea situație. Dacă media națională în ultimii 5 ani de zile era tot creșteri de 1%, considerând că asta nu-i creșteri. Deci avem o stabilitate. 334.000, depinde de anul care al ei. Totuși, în Chișinău, numărul de elevi în școli a crescut cu aproape 19%, deci este o creștere formidabilă, parcă nici nu există criza, deci Chișinău este detașat de restul Republicii. În Bălți avem 13%, tot o creștere destul de promițătoare. Utaga Găuzea are specificul său cu o creștere de 9%. Și mai avem un singur raion care înregistrează creștere 0,7%, Ialoveniu. Se află exact lângă Chișinău și lumea nu mai face diferența unde se termină Chișinău și unde se începe Ialoveniu. Deci avem 4 unități administrative teritoriale unde în această perioadă a crescut numărul de copii. În schimb, în celelalte raioane, pe partea opusă, doar în 5 ani în Telenești a scăzut cu 16% numărul de copii, în Isporeni cu 14%, Cantimir 14%, Basarabeasca, Cimișlie, Liov și așa mai departe. Deci, care este prima concluzie? Chiar dacă noi avem o stabilizare a numărului de copii în școli, chiar dacă în următorii ani de zile numărul de copii nu se va reduce, noi avem câteva găuri demografice în câteva raioane care, confruntându-se pe lângă migrația externă, că oamenii pleacă peste hotare, se confruntă și cu migrația internă și, de fapt, aici temperatura medie pe spital este bună, totuși, în anumite raioane, situația este pur și simplu dramatică. Ca să arăt amploarea fenomenului, să arăt cât e gravă situația, am luat nu doar 5 ani, nici am luat 5 ani, dar următorul grafic am luat 10 ani și am pus raioanele unde a crescut numărul de copii și raioanele unde a scăzut numărul de copii cel mai grav. Deci primele 10 și ultimele 10. Dacă ne uităm atent, media națională pe 10 ani de zile a scăzut cu 11% numărul de copii. Nu ar fi aceasta cel mai grav, cel mai grav dacă ne uităm pe structură. În perspectivă, la 10 ani de zile, în Chișinău numărul de copii a crescut cu 25%, în municipiul Bălți rămâne aceleași 13%, de fapt Bălțul s-a stabilizat. Restul, în absolut toate raioane, înregistrăm o scădere a numărului de copii și aceasta este factorul cel care a determinat liceul. Da? Deci copiii au mers mai puțin la liceu, cei care au mers la liceu au mers înspre municipiul Chișinău. Vreodată va trebui să ne accentuăm mai mult și observăm că absolut toate raioanele sunt afectate de scăderea numărului de copii, iar unele raioane la nivel de 30-40%, deci în 10 ani de zile, în aceste raioane numărul de copii a scăzut cu 40%, aproape jumătate. Evident că avem, nu vorbim de sate, că acolo avem situații și mai dramatice pe localități, dar avem o situație foarte dificilă legată de crearea așa numitul bulii de localități unde sunt copii și unde nu sunt. Deci, practic, țara noastră se concentrează pe câteva centri, poate în direcția aceasta trebuie să mergem. Numărul de școli. Pe mine mă interesează ultima perioadă, dar fiindcă am reușit să obțin date din 1920, aveți numărul de școli din Moldova în ultima 100 de ani, exact 100 de ani. Vedeți, cel mai mult au crescut școli până în anul 40, în perioada interbelică, când Moldova făcea parte din România. Atunci au fost create cele mai multe școli, ce doar trebuie să spun că erau în cele mai multe cazuri, erau școli primare, erau școli practic în fiecare localitate, indiferent primăriei sau nu, deci asta a fost abordarea, fiecare sătuc să aibă acces la școală, școală primară, erau puțini profesori, la un profesor veneau vreo 50 de copii, dar în felul acesta au fost școli. După aceasta s-a schimbat paradigma, s-a mers pe școli mai mari, a venit puterea sovietică, dar cât de cât am stat stabil până în 2010 și în 2010 s-a început reformarea sistemului educațional, vă explica din ce cauză. Dacă nu s-ar fi făcut aceasta, noi pur și simplu falimentam la capitolul educației și la sfârșit vă vedea încă două probleme majore ale sistemului de educație. Deci, în prezent, pentru acest an, estimăm că vor fi circa 1200 de școli anual, acum se închid în jur de 15-20 de școli, cele mai mici, și ritmul acesta, din nefericire, va continua, dar poate din fericire, acum așa vom vedea, fiecare vom decide. Cert este că, în prezent, avem 1200 de școli pe tot teritoriul Republicii Moldova. Câți profesori avem în școli? Deci, maximul iar a fost 90-91, am avut 49.300 de profesori. După această scădere continuă, scăderea a fost destul de lentă până în 2010, chiar dacă numărul de copii scădea puternic.
Iar din 2010 noi am avut în câteva valuri că s-au făcut primele optimizări și acum am ajuns la 26.300 de profesori. Din grafic vedeți foarte clar, cel mai mare reducere s-a petrecut în perioada 2010-2015, când s-a făcut primul val de reforme. Încă o dată vreau să reiterez, dacă nu se facea acea reformă, și acum să vedeți din ce cauză, dovada că era necesar, noi eram să fim într-o situație extrem de proastă. Prima dovadă. Câți elevi avem la un profesor? În mod normal, în Moldova, întotdeauna au fost undeva 15-18 elevi la un profesor. Cred că cifra optimă ar fi undeva în jurul ăsta, la 18 copii la un profesor. După aceasta ne-am menținut cât de cât, dar începând cu 2000, la noi numărul de copii scădea constant, numărul de profesori practic nu se reducea și am ajuns în 2010 că aveam mai puțin de 11 elevi la un profesor. Deci, ce făcea imposibil ca noi să întrețim acel sistem educației. Deci nu poți întreți o școală, un sistem educațional, unde ai așa de mare presiune, deci unde ai atât de mic număr de copii la un profesor. Reforma din 2010-2015 a dat rezultate și în prezent avem circa 12,7 elevi la un profesor. Situația este mai bună decât în 2010, dar este cu mult mai proastă decât a fost până în 2000. Deci, în opinia mea, nu poți asigura un sistem educațional eficient, dacă ai mai puțin de 15 copii mediu la un profesor. Noi încă n-am ajuns la acest indicator și acum pentru cei care întreabă de ce a fost nevoie de reformă din perioada după 2010, răspunsul al vedeți aici. Nu puteți să menții un sistem cu 10 copii la un profesor. Dar după școli, înainte de a trece la altă problemă, haideți să mai felicităm azi pe cineva, pe lângă cei 35.500 de copii care merg în clasa 1-a. Noi în acest an avem 13.100 de elevi care merg la liceu. Deci undeva rata de promoție, acuși am să arăt, în prezent este 43%. Ce înseamnă lucrul acesta? Din 100 de copii care au terminat clasa 9, 43 de copii merg la liceu în Republica Moldova. Asta vreau să menționez de ce este important, că o parte din ei merg la liceu pisticotare. Dar în Republica Moldova rămân 43%. Am avut cândva 30-31.000 de copii care mergeau în clasa 10. Acum numărul lor a scăzut, în special după, iarăși după reforma după 2010. Deci atunci am avut o scădere din numărul de copii. Elevi în clasele liceale, deci care sunt în clasa 10, 11 și 12, recordul l-am avut în 2005, 76.000 de copii, a scăzut constant, acum stabil suntem la 37-38.000 de copii în licee. Tot ce se întâmplă în licee, în prezent avem o concentrare a lor în spațiu urban, practic în localități rurale încep a dispărea liceele. Dacă acum 7-8 ani în urmă, în liceele adevărate, deci clasă liceală, nu școala generală care o comparăm cu clasă liceală, deci dacă 7-8 ani în urmă în sat erau 35% de copii în licee, iar în oraș, toate orașele din Moldova erau 65%, în prezent în sate sunt 17-18% și 81-82% sunt concentrate în orașe. Practic, în prezent, învățământul liceal se concentrează în centrele urbane. În opinia mea este corect și lucrul acesta se vede pe rezultate la BAC, deci, într-adevăr, ca să asigur calitatea, deci clasă primară poate fi și în sătuci micuți, clasă gimnazială în satele mari, clasă liceale cred că este corect să fie în centrele mai puternice educaționale, unde se poate asigura o calitate ca copilul să poată obține un BAC și poate promova bacalaureat. Ponderea copiilor care au trecut la liceu, deci ați văzut, a fost 55%. În perioada 2010-2015, exact când s-au început primele reforme, a fost micul șoc și am căzut sub 40%. Acum suntem undeva la 43% și iarăși menționez copiii care urmează liceu aici în țară. Numărul lor total este mult mai mare. Cât cheltuim noi pentru educație? Întâi vă dau în cifre absolute, apoi în cifre relative. În anii 90 cheltuiam undeva 800 de milioane de lei anual, în 99 a fost cel mai prost an din istoria învățământului nostru. Am cheltuit chiar mai puțin decât în perioada precedentă, deci atunci profesorii practic nimeni nu și-a primit salariile, știți criza din 98-99, atunci s-a început marea migrație, iar în acest an cel mai probabil vom cheltui cel ca 18 miliarde de lei sau cu 5 miliarde de lei mai mult decât acum 2 ani.
Totuși, nu poți compara leul de azi cu leul de ieri. Din acest motiv am făcut cheltuieli educaționale raportat la produsul intern brut. Aici trebuie să spun o, fac o mică notă, cei care vor examina datele mele. Din 2013, Biroul Național de Statistică a modificat metodologia de calculare a produsului intern brut și eu am operat cu datele de până la 2013 și ținând cont de metodologia nouă, că de altfel, dacă aș fi operat cu PIB-ul din metodologia veche, 96-97, primeam că pentru educație noi dăm circa 10% din produs intern brut, chiar mai mult de 10%. Dacă luăm după PIB-ul metodologia veche, în anul 96 noi cheltuiam 10% din produs intern brut pentru educație. 99, uitați-vă, este cel mai dramatic, an 3,9% din produs intern brut. Apropo, în țările dezvoltate se cheltuie până la 5% din produs intern brut, dar acolo școlile sunt mari, eficiența utilizării banilor este bună și asta nu este o problemă. La noi, din cauza că avem foarte multe școli micuțe, și acum am să vă arăt cifrele, din nefericire, noi am cheltuit 10% din produs intern brut, dar el se ducea pe școli foarte micuți, o educare a unui copil într-o școală micuță te costa de 5-6 ori mai mult decât într-o școală obișnuită cu un număr mare de copii și noi, de fapt, s-a primit că noi banii îi risipeam. În 2010 am ajuns la 7,6% din produsul intern brut, aceasta a fost cauzată din îmbunătățirea calității vieții pentru cei din educație. Dar, după cum vreau să menționez, o țară care își are un sistem educațional bine pus la punct, dacă cheltuie 5% din produsul intern brut, atunci el are un sistem educațional bun. Deși noi cheltuiam 10% și era rău, din simplu motiv că banii pur și simplu îi risipeam. În prezent, noi în 2020 am fost la 6,3% din PIB și explic din ce cauză. Și aici trebuie să spunem că a fost bine, în ce sens. În perioada de criză, când totul s-a năruit, noi ce puțin am tăiat din educație. Dacă în 99 noi am tăiat din educație și am pus educația la pământ, în 2020, chiar dacă a fost criză, cei din sistemul educațional l-au simțit mai puțin decât restul celor din economie. Și în acest an vom avea circa 5,8% din produsul intern brut, ceea ce, încă o dată repet, este mai mult decât media europeană, dar asta nu înseamnă că suntem fericiți din simplu motiv că îi continuăm să avem ce obțin două găuri în sistemul nostru educațional. Am considerat util să vă prezint două cifre care să vă arăte ce avem noi în educație. Care este suprafața medie care revine unui elev la școală? Deci asta nu vorbim doar de suprafața claselor, dar de tot spațiul care îl are o școală, sala sportivă, sala de festivități, deci tot cât are o școală. În mediu unui elev în Republica Moldova îi revine 12,5 metri pătrați de spațiu școlar. Însă, am zis că nu ar fi corect așa. Și am împărțit toate școlile câte 10%. Deci noi avem în prezent aproape 970 de școli, deci, pe care avem date. Școli sunt mai multe, dar școli în care avem date, 970 școli, și am considerat că la celălalt se respectă acești lucruri. Și dacă ne uităm atent, deci în prima 10% din școli, la noi suprafața medie a unui copil este până la 8 metri. Dintre care, la 2%, adică cele mai dense școli, ele se află evident toate municipiul Chișinău, avem o suprafață medie pe elev de 3 ori mai mică decât media națională, 4,6 metri pătrați. Deci asta vorbim nu suprafața de clasă, absolut tot. Deci practic avem o densitate foarte mare a copiilor în școli. La polul opus, ultimele 10% din școli avem de la 40 de metri în sus. Deci, practic, dacă vă uitați, ultimele 2% din școli, și asta de bine, de rău, 2% din școli, dacă extrapolăm datele, vorbim despre 25 de școli, 140 de metri pătrați pentru un copil. Deci, vă dați seama că școlile acestea sunt pustii. Deci, avem niște școli enorme în care unica ce este bate vântul. Deci asta ce aici funcționează la ziua de astăzi. După ce noi am făcut reformă, după ce noi am închis o sumedenie de școli, după toate acestea, astăzi, în Republica Moldova, mai avem încă 120 de școli unde suprafața medie pentru un copil depășește 40 de metri pătrați. Iar în cele mai pustii școli, 142 de metri pătrați. Deci de 12 ori mai mult decât media națională. Evident că nu poți întreține o școală. Dacă cineva îmi spune că poți încălzești pentru un copil la școală 140 de metri pătrați, eu vă spun că asta nu e posibil. Și cele mai mari costuri sunt exact costurile de întreținere și pentru profesor.
numărul mediu de elevi într-o școală. Da, noi avem, în mediu avem 275 de elevi într-o școală. S-a îmbunătățit acest indicator, în ultimii ani, într-adevăr, s-a îmbunătățit, că am avut și mai puțin, am avut cândva și mai mult, acum avem mai puțin. Avem câteva școli, iarăși, după cum bănuiți, sunt în Chișinău și în satele din jurul Chișinăului și în satele foarte mari, deci noi avem câteva sate foarte mari, apropo, nu neapărat înseamnă că sunt oraș, avem și sate foarte mari. În ultimile 2% de școli, da? În ultimile 10% de școli, numărul mediu de copii este de la 370 de copii în sus. Dintre care 2% de școli. Asta e foarte puțin, dar avem doar un număr foarte micuț de școli, unde avem 780 de copii în școală. Deci este un număr foarte, foarte micuț. Mai mult de 500 de copii în școală avem doar în 4% de școli. În rest, fiți atenți, în 80% din toate școlile noastre, numărul mediu de copii este mai mic decât media națională. De fapt, în medie noi avem 275 de copii într-o școală, numai că toți ei sunt în câteva școli. Deci noi avem câteva școli unde avem un număr mare de copii, de 1.000-1.500 de copii, și asta ne ridică media. Dar 80% din toate școlile sunt mai puțin decât media națională. Iar în primele 10% din școli avem maxim 48 de copii. Dintre care, în cele mai mici școli, în mediu avem 12 copii. Deci noi avem, da, trebuie ca să înțeleagă cei care ne ascultă, avem sătucuri foarte mici, unde avem doar clasele primare. Chiar am fost într-un sat unde avem două clase, copiii învață clasa 1-a și a 3-a într-o clasă și clasa 2-a și a 4-a în altă clasă. În total, în toată școala, 9 copii. Deci noi avem, în prezent, 5%, dacă spun așa, 5% din toate școlile au până la 20% din copii. 20 de copii. Deci nu mai mult de 20 de copii au. Evident că, având 140 de metri pătrați pe un copil și având 12 copii într-o școală, în opinia mea încă avem o problemă. Din acest motiv, concluzia este următoare. În primul rând, trebuie să felicităm copiii când merg la școală, iar noi trebuie să ne gândim cum să le asigurăm o educație bună. O educație bună înseamnă el să aibă pe de o parte acces la școală și pe altă parte să aibă acces la calitate. Faptul că școala este mai aproape de dânsul încă nu înseamnă că școala va fi una calitativă. La licee, noi, problema văd că se rezolvă în mod natural, însuși părinții deja aduc copiii la liceele mai concentrate și eu cred că vom avea într-un viitor apropiat câteva centre liceale puternice unde vor fi concentrați toți copiii și ratingurile care se fac acum îi va ajuta părinții să iau decizii corecte. Cât privește la restul școlilor, să nu uităm, chiar dacă numărul de copii s-a stabilizat, avem raioane în numărul de copii a scăzut cu 30-40% și avem de rezolvat o problemă. Iar școli cu 140 de metri pătrați pentru copil, cu certitudine, este foarte greu să le întrețe. Eu nu spun că nu este posibil, eu nu spun că nu trebuie, dar după mine este foarte greu și foarte costisitor. După cum bănuiți, costurile pentru acești copii este foarte mari. Și dacă numărăm câți profesori revin la un copil în astfel de școli, a să ajungem că la câți copii la un profesor, vom vedea că avem 2-3 copii la un profesor. Evident că în acest caz costurile de întreținere acestui copil sunt enorme, iar calitatea nu aș vrea să dau acum aprecieri, dar credeți-mă, nu este exact ceea care merită copiii noștri. Deci, trebuie să cheltuim 5% din produs intern brut pentru educație, dar aceste cheltuieli trebuie să fie făcute inteligente și sper că la anul, dacă voi prezenta încă o dată informația privind sistemul nostru educațional preuniversitar, vom vorbi cu mai multă mândrie și cu mai multă, să zicem așa, optimism privind mersul corect al lucrurilor în sistemul nostru educațional. Vă mulțumesc mult și până data viitoare!